De când își coboară moșul beci, părul meu nu mai găsesc. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Salve sacalor, ce faceți? Dar vă rog foarte mult să nu vă uitați la mini vulcanul ăsta de pe fața mea. Au fost de la stres, am avut bac, am avut facultate. Nu te mai uita bulangiu, dragi. Dar ăsta nu-i scaunul Dumnezeu sau scaunul pe care stau îngerii așa albi. E o pătură pentru că știi cum e seara la mine în râpă, la mine în groapă, bate vânt, e friguț. Mă iau, mă învelesc așa, știi ce? Hai, Doamne, îți beau eu apă pentru că e foarte important să vă hidratați. Vă rog să dați un like, să facem o grămadă de like-uri. Uite, să aveți timp, stai, hai. Astăzi reacționăm la reclame din România care au fost interzise. Mulți ați mai văzut, uite, are 700.000 de vizualizări. Ați mai văzut, dar nu contează, trebuie să vedeți cu mine. O să-mi pun căștile mele de gamer frumos aici, stai că abia m-am tuns frumos, pac, 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 așa cum ar veni. Eu soy un hombre, cojone, eu soy un hombre. Dă pe full screen și pornește, cojone. Aleu, mi-a spart urechile să moară, băi, aleu. Așa, ok, Eugenia. Mamă, parcă mi-aduc aminte de reclama asta, nu? Mamă, mamă, cine-i fata asta? Ia uite-l pe asta, haide, haide, exact. Bă, bulanjoaică, mă. Bă, cum bă să faci asta? L-ai lăsat pe ăsta cu Eugenia în gură așa pe și pe jumate. Adică ai furat și uite Eugenia. Băiatul nu mai are nici Eugenie și n-are nici pupic. Deci o pierdut, așa e în viață. Așa e când ești băiat, te dedici unei femei și femeia te lasă și ți-a și tot ce ai. Cazul nostru Eugenia. Ce Dumnezeu e asta, mă? Ce mură tău și-o să mnoi, slucaieți? Zice că dacă nu termin mai repede, ne supără. Bă, leu, mă, că... Вот что это за хреновина, а? Алло! Бля! Алло! Мага, Виталия, у Ареми... Ааа, мэнцелес, ма. А, сейчас запачем. А. Oscar, cred. Asta merită să fie interzisă. Dar nu vreau să intru în subiectul ăsta. Cum, Doamne, iartă, este... Doamne, ce ne iau, trebuia să-i dea așa cu pic la cap. Ce s-o fi gândit regizorul? Mă, hai că fac eu ceva ca să arate, să fie, să aibă și umor, știi? Și atunci când văruiești, să se vadă de ce trebuie să cumpere lumea asta. Și scrie acolo, snecoare mică. Păi morții, mă, de unde știi tu cât... Mă... Oaleu! Bă, demonetit, mâncați! Vă, leu, dacă nu mi-am de... Nu mi s-a întărit. Ce? Nici acum nu ți s-a întărit, mă? Parcă începe să se întărească. Da? Se întărește mai greu pentru ca tu să te poți mai ușor. Bă, adică fați mai suntem ca nație, mă. Bă, leu, Doamne. Ești drăguț. Dar nu o să obții nimic de prima oară asta, așa ca să nu crezi că mă las prea ușor. Dar dacă mă sun mâine, mai pe după amiază ca să nu pară că ești disperat. Bă, leu. Și ieșim într-un club și dansăm, ți-ar putea să ai o șansă. Serios? Doamne. Și acum o să mă duc până la baie, dar nu pentru că am nevoie. Ci așa ca să văd dacă te uiți după mine. Bărbaților le plac lucrurile nefiltrate. Pentru ei am făcut Bergambir nefiltrat. Doamne, mă, cum morții, mătii, să faci reclame la bere harul ăsta? Ia, altă reclamă românească. Ia. Oh, eu soi strigatul la stomagos. Oh, eu soi... Da. Și acum ce vede baba, ia? Aaaa, mă, să nu pierdem meciul. Pardon. Da, mă! Nație proastă de oameni români, bă! Râzi ca prostul! Tu dai seama, au făcut oamenii reclama asta, știi? Și gen, în timp ce o făceau, zicea ăla, ce zicea regizorul? Zicea, mamă, când, băi, cum o să râd ăștia la televizor când vă reclama. Să-l vezi pe Cohones cum râde seara când stă el în pas și vede reclama și zice, mamă, chiar o să-mi iau bere de asta că, uite, la reclamă e, băi, e bună, rău, mă, că râd, îmi place. Na, ăștia suntem noi, zice, bă, chiar e amuzant. Unele lucruri au nevoie de mai multe explicații. De aceea, trebuie să le și pe Leu, stai așa că pe asta. Aoleu, valeu, poți video... Ai fost numite băiețași? Nu. N-am auzit. Nu, n-am fost. Și ce pățeți băieții care nu sunt cu minți? Păteiță! Valeu, credeam că îi pui să trângă lemne la sobă. Ia. Tanti Viorica? Eu sunt tanti, v-am recunoscut după pata de igrasie din sufragerie. Igrasia te afectează, scapă definitiv de ea cu Igrastop. Detalii și comenzi pe Igrastop.ro. Ai tu acolo la București mai și învățat? Sau stați tot deja pe calculator?
Fătu-ți Viorica, tati Viorica, nu ca să o cheam pe mama, mă simt aiurea. Nic, tu ești, te-am recunoscut, scuze, te-am recunoscut după cearșaful ăla murdar din spatele tău. Ar trebui să-l speli cu tai. Azi, Nic, tu ești, oh my god, te-am recunoscut după desenul ăla din spate care e făcut cu niște carioci proaste. Ar trebui să mai treci pe la librăria Moschito din... din centrul orașului. Voi vă dați seama că Mircea cel bătrân cu Ștefan cel mare, cu viteazul, bă, se răsucesc în mormânt, bă, când văd așa reclame, mă. Opa. Ok. Ok. Și ce ar trebui să... Nu, că eu nu înțeleg. Stai că acum... A, sunt chiloții, s-a culcat cu o grasă. Ia. O bere bună se bea cu măsură. Merg în bir, iepenii știu de ce. Nu m-am uitat la asta, vă rog, vă rog, vă rog, nu. Oh, gosh, băi, românii mei, de toate zilele, mă, De când soțul dă pedală, părul meu e mai sănătos ca niciodată. De ce dă soțul? Dă pedală? Stai așa, nu că dacă... De când soțul dă pedală, părul meu e mai sănătos ca... De când soțul dă pedală, hai! Părul meu e mai mătăsos, mai solid. Vai, pierd din ce în ce mai puține fire de păr de când eu și soțul meu ducem mai des pionierul la ecluză. Dovedit științific, la femei, sexul este cel mai bun tratament în combaterea căderii părului. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. O campanie inițiată de Folten, celălalt remediu eficient în cazul căderii părului. Băgați. Îl găsiți în farmacie. Haide, dați! Bai, stai că nu, că mai e unul cu soțul. Stai așa, fii atent. Ia. De când soțul își lasă ratonul la veveriță, părul meu e mai sănătos ca niciodată. De când își coboară moșul beci, părul meu e mai sănătos. Din ce în ce mai puțin fire de păr de când eu și soțul meu lăsăm maimuța. Tirataților! Nu, de când soțul meu a dat pe calul, nu mai pierd fire de păr, no. De când soțul meu bagă telefonul în husă, nu mai pierd fire de păr. De când soțul meu montează microfonul, nu mai pierd niciun fir de păr. De când soțul meu își bagă degetul în nas, nu mai pierd niciun fir de păr. De când soțul meu intră cu trenul în gară, nu mai pierd niciun fir de păr. De când soțul își bagă piciorul ăla murdar în papuc, nu mai pierd niciun... De când soțul meu își conectează mufa, nu mai pierd niciun fir de păr. Soțului meu îi plăcea de Vlad Țepeș, așa că de când soțul meu își înfinge spada în mine, nu mai pierd niciun fir de păr. Ia! Petru! Ia! Ia! Pe care o dai înapoi goală și îi ban pe ea cu după care se înjurubează ca să nu răsuse. Ua, eu soi hombre multo! Sticla de un litru! Ua. Nu mă nebunine, Nicu! De un litru! Ce close up pe gură. Băleu. Chiorul ăsta de fănică nici n-a văzut că au Pepsi la litru. Ce bun a fost asta. Nu că sunt pe mama să-mi amintesc să râdă. Nu că nu mai pot, eu am uitat. Dar mama mi amintește mereu să râd. Stai că o sun acum. Nu, deci eu nu mai rezist. Sincer, nu știu ce fel de neam suntem noi. Adică mai am o grămadă de reclame. Dacă vreți mai facem partea a doua. Dar eu nu mai pot. Da, ăsta a fost episodul ăsta. Ăștia suntem noi. Asta e neamul nostru, frate. Băi, dar totuși din toată lumea asta cred că avem cel mai bun umor. Chiar dacă e prost. Deci, bă, dar râzi că e prost. Știi, măcar. Numai când te gândești că oamenii chiar au fost plătiți. Gen, au fost plătiți, gen, să joace reclame de astea și e amuzant. Deci nu mai pot de râs. Nu știu când ne mai vedem, poate ne vedem la întol care sunteți. Eu vă pup și vă iubesc și vă respect și dacă vreodată o să vă aveți ocazia să jucați în reclam, bă, amintiți-vă de clipul meu și amintiți-vă cum o să râd de voi peste ceva ani. V-am pupat! Pa, bă!